Se dorește intrare în război. Vor să bage Republica Moldova și România la pachete în război. Dacă ei slujesc Statelor Unite ale Americii, nu Republicii Moldova, ar fi trebuit să depună un jurământ la ambasada americană, nu <gângânt> să sărute drapelul național. Dacă nu există proiect național, de țara aceasta nu este nevoie. Cu toate culorile posibile, cu prezervativii. Se duce capra asta de la președinție, intră în biserică, în mănăstiri cu capul descoperit. Dar unii preoțimea. Oamenii s-au obișnuit, cred că dacă ei merg la vot, votul tău contează. Nu mai contează deloc. Și am supărat uh, anumiți demnitari de la București, care sunt proști, n-am ce le face. Uh, România este condusă de mafii cu o încărcătură încăr securistă și masonică, da? Și mi dat foarte mulți bani. Uh, dar... Uh, mai ales începând cu anul 90, când s-au deschis puțin granițele, banii ăștia au mers în politică, dar în politică merg foarte mulți bani. Fiecare bărbat trebuie să aibă cel puțin un pistol legal. Just in case, poate prinde bine. Igor Dodon și Maia Sandu, care se consideră oponenți, urmează aceeași agenda. Ei nici nu știu că urmează aceeași agenda, pentru că sunt mediocre. Bă, vă nu vă rușine că vă condus o, o, o toantă, să zice că ești cam bancă și nu știu ce și nu numai o proastă care nu are nimic, o lucrată în în, într-un ONG de reciclat curve, da? la stradă se numește, așa e. Mă iertați, poate am fost prea zgobotos. De acord. Prieteni, astăzi începem o serie de interviuri, așa cum v-am promis. Eu mi-am dorit foarte mult ca primul invitat al acestor interviuri, să fie anume Iurie Roșca. Noi vorbim cu dumnealui de foarte mult timp, tot ne întâlnim să facem acest interviu din vari motive. Am ajuns abia cum să-l facem. Bună ziua, domn' Roșca! Vă salut, Doamne ajută! Eu nu o să fac prea multe prezentări pentru că cei care vă cunosc, vă cunosc și n-au nevoie de, de asta. Iar cei care nu vă, nu vă cunosc, o să vă cunoască acum posibil. Haideți să vă întreb primul lucru care probabil cel mai mult te interesează, nu doar pe moldoveni, dar în general pe toți. Republica Moldova va intra în război sau nu? Asta nu depinde de Republica Moldova cu certitudine. Adică nu depinde de actorii politici. Se dorește intrarea în război. Hai să spunem așa, Alianța Nord-Atlantică, condusă de englezi și de americani, englezii primii și apoi americani vor să bage Republica Moldova și România la pachet în război. A, însă, noi suntem protejați de Constituție, oricât ar părea de straniu, și atunci eu am sugerat deja într-un material video, șansa ar fi ca a, cetățenii, în special cei care sunt bărbați și nu vor să participe la un război care nu este al nostru, să se întâlnească în piața mare a Dunării Naționale suficient de mulți și de insistenți pentru a revendica doar un singur lucru în fața celor care guvernează să respecte Constituția și statutul de stat neutru, care înseamnă că nu se implică în conflictele unor terți, iar dacă guvernanții nu înțeleg, să debarce această guvernare prin proteste pașnice. Altfel vom fi băgați în război. De ce? Pentru că Așa s-a întâmplat, obiectiv, rușii sunt mai mulți decât ucrainenii. Da? Sunt 140 ceva, au armată mai puternică, au armament, slavă Domnului, <coughs> ucrainenii s-au cam terminat. Și atunci riscul este pentru occidentali să se rupă frontul. Bătălia este în special pentru litoralul Bării negre și în special orașul Odessa. Occidentalii nu pot să-și permită ca rușii să cucerească Odessa. Din acest motiv, ei vor să... Iar rușii nu-și pot permite să nu o cucerească, din câte înțeleg. Da, și atunci... Numai că, dacă e să ieșim puțin din schema Republicii Moldova, eu spuneam într-un material, situația paradoxală de ce rușii sunt mai vulnerabili. Occidentalii n-au coloana a cincea rusească în țările lor, în Statele Unite, în Britania, în Franța, așa mai departe. Rușii au la Kremlin și în instituțiile puterii de stat coloana a cincea controlată de către occidentali. Și aici e slăbiciunea lor. Deci slăbiciunea rușilor nu este pentru că oamenii nu sunt patrioți sau că nu au armată suficient de puternică sau armament necesar, dar pentru că Coloana 5 sabotează victoria rușilor. Și asta se vede după 2 ani și ceva de război. Cu și cum Putin, marele dictator și așa mai departe, nu, nu a reușit Nu, Putin scate. nu este mare dictator. Eu uh, am fost invitat de multe ori la Moscova în calitate de jurnalist, atât, atât cât criticam uh, America și Uniunea Europeană. Eram curtat de către ruși la diverse forumuri, de jurnaliști și așa mai departe, ruskimiri. În momentul în care am început să critic și Kremlin, nu s-a terminat. Dar în acea perioadă, eu am avut ocazia să comunic cu oameni foarte apropiați lui Putin sau, mă rog, puterii și mi-am dat seama de stofă acestor oameni. Ei sunt uh, produsul uh, Uniunii Sovietice în, în cea mai. Uh, degradantă forma ultimului deceniu, ultimelor decenii, nomenclatura sovietică și de partid și KGB-ul, al de Putin. Cine erau ăștia? Carieriști, oameni lipsiți de voință, oameni care se adaptau la mediul, da? Acum acești carieriști, care tot ce aspirau este să primească un apartament mai luxos și un salariu mai bun, asta putea să obțină pe vremea sovieticilor, au fost cei care au provocat sau care au jucat cartea ca Occidentalilor pentru a privatiza tot ce mișcă în favoarea Occidentului și a lor personal. Adică problema în Rusia este de leadership. Iluzia este că Putin este mare dictator și așa este imaginea creată de către Occidentali și Stalin și nu știu ce. Nu, el este negustor. Uh -huh. Nici negociator, negustor, adică rușii spun targaș. Cu negocierile am văzut că nu prea da. reușit în Da, el este și atunci a, a uzurpat puterea în Rusia și a vinde resurse naturale, ba Uniunii Europene și a americanilor, ba chinezilor, nu trebuie să ai multă minte. Toată lumea normală din Rusia, economiștii serios, se întreabă, dar unde este industria rusească? Uf. Unde sunt băncile rusești? De ce Banca Națională a Rusiei nu este rusească? Și tot așa putem să continuăm. Dar, mă rog, e treaba lor. Problema, însă, pentru noi, pentru Republica Moldova, că azi am făcut un filmuleț de două minute, și după ce l-am făcut, m-am gândit că poate ar fi trebuit să continu. A... Continuați aici. Da. Ideea este următoarea. Un cetățean al Republicii Moldova nu are niciun motiv, nu are nicio motivație morală să se înscrie în acest război, de partea Rusiei împotriva Ucrainei sau de partea Ucrainei împotriva Rusiei. Nouă ne este milă de ambele părți și noi regretăm acest război. Da. Pentru că sunt frații noștri, pentru că sunt ortodoxi, pentru că suntem aceeași civilizație, sunt vecinii noștri, suntem amestecați și așa mai departe. E regretabil că occidentalii au reușit să provoace acest război. Da, dar noi nu ne putem înregimenta nici măcar psihologic, moral, în una dintre două tabere. Eu nu mă refer la clasa guvernată, pentru că ei slujesc statelor Unitele Americii, nu Republicii Moldova. Ar fi trebuit să depună jurământ la ambasada americană, nu să sărute drapelul național. Acum, când ar trebui să reacționeze, să reacționeze, orice bărbat? Atunci când cineva atentează la teritoriul nostru național. Acum, din această perspectivă, continuu ceea ce n-am spus în materialul de azi, Rusia cam atentează o leacă. Exact asta vroiam să Vedeți care asta. e treaba. Din nefericire pentru Rusia, această țară, ca orice altă țară care a avut un trecut imperial, nu se poate împăca cu ideea că a pierdut niște teritorii. Nici măcar cu pierderea Finlandei, nici măcar cu pierderea Poloniei, nici măcar cu pierderea țărilor fostului pact de la Varșovia necum cu Basarabia pe care ei au cerit-o în 1812 pentru prima dată, sau mă rog, au partajat-o cu turcii, da? A... și treaba asta este mascată cu apărarea drepturilor minorităților rusești din, din Transnistria. De deci, parcă rușii ar trăi doar în Transnistria. Majoritatea rusoforilor trăiesc aici, în Moldova, din Coace. Deci, Eu am impresia că sunt mai că... mulți ucraineni acolo decât Da, Ruși. dar nu numai asta, dar faptul că oficialitățile ruse, toți, mari, mici, Uh, au spus încă de la începutul acestei campanii militare că ei vor să ajungă în Odessa și să preia controlul asupra Transnistriei, deja reprezintă o amenințare asupra teritoriului nostru național. Și atunci cum trebuie să reacționăm? Atunci trebuie să murim până la unul. Deci, eu îl citesc pe unul dintre prietenii mei francezi, uh, care se numește Hervé Juven, mare expert în economie, mare scriitor și deputat european și așa mai departe. Hervé Juven este autor a 17 cărți, dacă nu mă înșel, eu două le-am tradus și le-am publicat. Hervé repetă în toate conferințele lui și este o persoană de o notoritate mondială uriașă. El spune, Franța va renaște atunci când fiecare francez va învăța, atenție, să moară și să ucidă pentru Franța murir etiuie. să moară și să ucidă. Orice patriot trebuie să știe să fie gata în caz de forță majoră, să moară pentru patrie și să ucidă pentru patrie dacă vine năvălitorul din exterior. Altminte, țara respectivă își pierde rațiunea de a fi, rostul. Da? Sau dacă e să vorbim în limbajul tradițional, un popor merită să deinuie în istorie atâta timp cât își cunoaște vocația sau misiunea excepțională sau uh, rolul său inconfundabil în uh, concertul popoarelor lumii. Dar dacă tu ești uh, no man's land, tu ești, tu ești omul care astăzi se ești mâine dincolo și nu ai niciun fel de identitate, nici rus, nici moldovean, nici român, nici... Tu ești homo noi avem, noi avem identitate Acum. Uh, ea este destul de confuză. Ea este, Eu am conceptualizat-o în multe, în multe articole, dar simplificând aș putea spune așa: Identitatea noastră națională se bazează în primul rând pe etica creștină-ortodoxă. La baza a coeziunii naționale nu stă alt factor decât. Religie ortodoxă. Iată, noi suntem așa, majoritatea moldoveni sau români, da? care, după caz, cum îi place zice, sau români din regiunea moldovenească, <gântu -i> rușii, ucrainenii, găgăuzii, bulgarii, țiganii și alții, în larga noastră majoritate, suntem ortodoși, chiar dacă nu suntem toți practicanți. Însă, ce e bine și ce e rău, ce e frumos și ce e urât, noi am moștenit cu laptele mamei, codul, din codul nostru genetic, a, tradiția ortodoxă. Deci asta este la bază. De aceea la noi este mai greu de provocat niște conflicte dintre diverse comunități etnice. Deși se încearcă în zona Găgăuză, în Transnistria. Păi în cazul ăsta noi ne aflăm undeva în zona Ucraina, Rusia și tot așa mai departe nu. până la urmă. Sau nu este? Nu. Identitar noi suntem parte partea neamului românesc. Iată, profesor Alexandru Dugin a fost aici la Universitatea Populară. Și sala era plină de intelectuali ruși din Chișinău și el a spus, eu vă am scăzut ca etnosociolog, și ca om, am să spun românește, eu am să vă spun în calitatea mea de savant, de etnosociolog, de specialist în istorie, dumneavoastră și România sunteți același popor, aveți aceeași limbă, aveți aceeași culturie, cultură, aceeași religie și aparțineți aceleași civilizații ortodoxe. Deja este la latitudinea dumneavoastră dacă sunteți mai ok cu două state sau cu unul, este ce nu-i treaba mea. Deci, nu este singura poftim arabii, sunt în milioane, da? Și câte state arabe sunt? Deci, așa și în cazul ăsta, apartenența la cultura română nu presupune în mod automat crearea unui stat național unitar român. Toată chestiunea asta vine de la Revoluția franceză, da? de la secolul XIX, după aceea secolul naționalităților și raportarea la națiunea ateie, la aglutinarea mecanică a indivizilor ca paradigmă liberală, da? De pildă, uniformizarea Franței până astăzi reprezintă o tragedie pentru Franța, pentru că Franța era cu regiuni extrem de diferite și cu mii de ani de tradiție. Sau Italia, da? Italia e făcută de masoni, nu? Cărbunarii, cine au fost toți aceștia, da? Italia, până acum, spun, limba napalitană, așa mai devreme. Eu nu vorbesc. Limba italiană este o convenție, este o invenție, dacă vrei. Și regiunile foarte mult țin la specificul lor. Deci, a ține la specificul tău, asta nu înseamnă a nega unitatea etnolingvistică deloc. Iată, eu zăream exemplul ăsta. La București, nu întotdeauna am fost înțeles, dar nu e problemă pentru mine, pentru că eu nu servesc statul român. Eu servesc neamul românesc. E o mică diferență. De ce, dumneata, nu ai cetățenie română? Pentru că eu nu sunt loial statului român, eu sunt loial Republicii Moldova. De ce? Pentru că eu acolo m-am născut, eu acolo am făcut politică, eu acolo am fost demnitar și eu nu pot... Iată, este o carte a lui Huntington, ultima carte scrisă înainte de moarte, a lui Samuel Huntington, uh, uite cum îmi scapă denumirea, uh, el vorbește despre Națiunea Americană și spune așa: Națiunea Americană va exista atâta timp cât vor, își va menține două elemente uh, identitare fundamentale: limba engleză și religia protestantă anglicană. Deci creștinismul în versiunea lor anglicană, da? Uh -huh. uh, Aici deosebirea nu este de ordin lingvistic. Noi nu avem nicio deosebire cu felul cu ce, cum vorbesc băieții de la Iași sau de la Huș, da? Deosebirea este de mentalitate care contează mai mult și o treabă asta am înțeles -o mai târziu. Mentalitatea... De ce? Pentru că așa s-a constituit istoric mentalitatea celor care viețuiesc în acest spațiu. Nu discutăm dacă e bine sau rău, asta este un dat. Iată, ăsta e pahar, da? Ăsta nu e cană, e pahar, da? Sau dacă tu spui despre un obiect, este un dat un fenomen sociologic în cazul dat, mentalul colectiv al Republicii Moldova, este mult mai important decât unitatea etnolingvistică. Și dacă a venit vorba de treaba asta, eu am scris o serie de articole și am supărat anumiți demnitari de la București, care sunt proști, n-am ce le face, unde ai văzut politician deștept, eu am fost singura excepție în Republica Moldova. Am văzut și în perioada asta. Zic, domnule, eu m-am săturat de sovietici să vorbească cu mine cineva de la balcon, da? Eu nu am, nevoie de paternalism. Mie nu -mi trebuie să vină fiecare nei ca nimeni de la București să-mi dea indicații prețioase cum să respir, cum să vorbesc, cum să trăiesc, cum să organizez propria economie națională. Asta nu înseamnă că eu nu pot merge în România să învăț să trăiesc, să fac business sau viceversa. Dar nu asta se întâmplă cum? Aici. Asta se întâmplă. De ce? Pentru că a, rețelele atlantiste, care au cucerit totalmente România, da? România este condusă de mafii cu o încărcătură securistă și masonică, da? acolo găsești ce vrei, Israelul, Statele Unite, Marea Britanie, numai în România, profundă, în toate ierarhiile puterii de stat și în tot ce înseamnă partide politice, deci nu poate, în România nu poate să apară un naționalist, așa cum în Rusia nu poate să apară un politician independent. <gătă -i> este, parcă a apărut cineva, zice. Simeon. Cineva nu, mai... nu, Simeon zice. e după cum îi spunem. Siemion, Da? da, Simeon este... Da, șo Șoșoac. este o persoană excentrică care nu are nimic în comun în politică. Este un scandal joaică care, cum să spun eu, street fighter, nu mai mult. Deci persoană care știe să țină cuvântări, asemenea personaje am avut în perioada perestroica, da? care erau buni să vorbească de la tribună sau la meeting, dar când a trebuit să se s-a ajuns la perioada state building, de legislație, de gestionarea a economiei, de relații internaționale, de... ei s-au pomenit a fi inutili în perioada respectivă. Iată, Madame că este o versiune tardivă. Nu, nu, în Moldova nu avem niciunul. Deci, a vorba de asta, dacă Republica Moldova are rațiune de a fi, dacă vrei. În măsura în care s-ar cristaliza o elită intelectuală adevărată, care nu are nimic în comun neapărat cu jocul politic, și nu știu ce, care ar ști să conceptualizeze uh, ideea de Republică Moldova ca stat independent, unitar și indivizibil, ca stat neutru, ca stat. Fraternă, nu subaltern, al României, ca stat în relații perfecte cu Ucraina și cu Rusia și așa mai departe, acest uh, proiect poate să se realizeze, pentru că totul, în general, istoria se face, bun, principalul actor în istorie este Dumnezeu, asta e clar. Însă, coborând la nivelul nostru de muritori de rând, istoria o fac uh, vizionarii, o fac uh, Personalitățile singulare care reușesc să coaguleze un grup mic de oameni cu vocație de luptători, și acest lider, da, care întotdeauna este unul natural, reușește să transmită maselor acest proiect nu atât rațional cât emoțional, din inimă, nu din rațiune. Și atunci lumea este atrasă de acest proiect și se angajează, se înhamă la acest car. Numai că un lider autentic apare în condiții critice. Noi încă n-am ajuns în condiții critice, de aceea e lider noi. Eu am uh, citit, vă, vă, rog să mă credeți, uh, multe zeci de cărți de liderism. Și, cum să vă spun, de fiecare dată îmi dădea seama că eu, de fapt, am practicat, iertați-mi lipsa de modestie, treaba asta. Un lider nu poate fi numit, decretat, ales la congres. Uh, un lider apare în momente critice, și este persoana care își asumă riscul total în condițiile când victoria este incertă. Nu. El zice urmați-mă și lumea îl urmează. Noi zis. am văzut riscurile dumneavoastră pe care vi le-ați asumat. Ei, unele s-au văzut, altele nu prea. Ele până la urmă au dus la rezultatul pe care l-ați planificat sau nu prea. Da au meritat? Nu. Da și nu. În primul rând, în orice domeniu, dacă putem să vorbim despre sport sau despre literatură, dacă vrei. De în de în de politică e la fel. fel. Uh, mai ales că aici mizele sunt mari ca niciun alt domeniu de activitate. Trebuie să faci tot posibilul pentru a-ți realiza scopul. Tot ce stă în putere. Dacă nu-ți reușește, cel puțin nu regreți că n-ai investit toate cunoștințele și toată energia ta. În realizarea unui proiect. Dar care a fost cel mai mare risc pe care l ați asumat și poate îl regretați acum, eu știu? Nici, cel mai mare risc a fost să depășești frica de moarte. Adică, vreau să spun că eu am, am avut uh, ocazia să comunic timp de decenii cu oameni mai tineri decât mine, în cadrul Universităților de Vară sau organizații de tineret, seminare, conferințe și le-am atras atenția asupra unui lucru. Dacă nu l-aș fi trăit, N-aș fi avut, cum să spun eu, obraz să le vorbesc. Uh, orice un politic autentic, nu cei care se ocupă de politică, dar un politic care are vocația și care face chestia asta din, din uh, demnul inimii, dacă vrei. Din plăcere, să spunem. Da, spune. uh, care nu poate să nu facă. Da? Este ca și cum eu, dacă am fost specializat pe literatură și critică literară, da, când scrii când nu poți să nu scrii, așa ești cu politică, nu poți să nu faci. Deci tu te simți chemat să aperi o cauză, da? să promovezi o cauză. Și atunci sunt trei riscuri care sună, Mă scuzați că vă întrerup, da. dar sună cam, 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 cam cum povestesc călugă, știi? Că, Lugă, că ei spun, am avut chemare și m-am băgat în... Am... Am venit nu, eu mănăstire. pot să explic. Pulcenii eu... tot așa o sunt? Sau care... Nu, vezi că cum îți explic. Uh, generația mea e diferită de cei ce au urmat. <laughs> uh. Sunt trei riscuri de bază care trebuie interesant să le depășești de fiecare dată. Nu ai trecut o singură dată pragul ăsta. Frica de moarte, ispita banului și ispita gloriei. Moartea, banul, gloria. Atât. Dar pragul ăsta al treci de fiecare dată. Adică când tu ai copii mici în casă, când ai părinți în vârstă, când ai responsabilități de, de membra unei familii, de copil, de, de, de tată, de nu știu ce, și pui pe cântar. Se merită ori nu se merită, da? Și dacă tu te autodepășești, nu din cinism și din dispreț față de familie, dar din dedicație supremă și pentru celelalte familii, pentru că, așa cum spuneau marii noștri interbelici, iată ce reprezintă normalitatea unui neam, da? Omul în sânul familiei, familia în sânul neamului și neamul sub patrafirul lui Dumnezeu. Deci dacă tu vezi matrioșca asta, vezi etapizarea asta, sau cum se stratificare, nu știu cum să o spun mai frumos, atunci totul e ok. Deci tu nu poți să te uh, retragi în găoacea ta de mic burghez și să ai fericire în familie când dincolo de poarta ta treburile merg prost. Da, asta înseamnă să vezi tot, într-adevăr. Nu, trebuie să ai viziune și vocație. Iată, ați spus despre moarte. Eu țin minte, eram la TV7 atunci, erau niște dezbateri, cred că era în 2009, bănuiesc. Și atunci Până și paharul cu care vineas la Ducea Zmeața. Ex, exista pericol de asasinat nu, atunci? sau care era. Eu, Știi cum. Uh, Pentru că e interesant, frate frate cum, Gabriel. Nu, eu uh, am așa un principiu că multă lume mă îndeamnă să scriu memorii sau nu știu. Sunt anumite episoade din viața mea pe care eu nu le povestesc. De ce? Pentru că ele nu sună credibil. Ele sunt atât de incredibile încât nu poți să spui domnul cum, adică nu, ăsta fabulează. În general, oamenii care se retrag din politică, din activitatea de demnitar și nu știu ce, au tentația să scrie memorii, să-și mitizeze trecutul, să-și... Roman... De obicei îți Da. Păi de asta să și zic, să-și romanțeze trecutul. Eu sunt un cititor fidel de literatură artistică, de memorialistică, de istorie și nu vreau să cadă în această ispită. Dar pot să vă spun fără prea multe factologie, eu am trecut uh, acest examen de mai multe ori și slavă Domnului niciodată nu m-am poticnit. Eu știu ce înseamnă. Eu știu ce înseamnă să te autodepășești când știi că cel care consideră că te-a te determinat să renunți, vede că n-ai renunțat și ce să faci. Mai ales că eu sunt fost boxer și pe vremuri îmblam cu trei pistoale, pe mine toate legale. <laughs> Înțelegeți cum era treaba. Republica Moldova este o țară minune și puținul lume folosește treaba asta. Trebuie să spunem și despre asta. Noi suntem o mică America aici și fiecare bărbat trebuie să aibă cel puțin un pistol legal. Just in case. Poate prinde bine. De acord. Și atunci eu transmiteam mesaje dușmanilor mei. Bă, dacă mă iai din prima cu un în cap, e ok. Dacă nu... Eu, eu am să descarc toate pistoalele pe care le am în cei care cu, cu, partea asta ne-am lămurit, ați mai spus de o ispită, e vorba de ispita banului, da. da. Eu vreau să vă întreb, ați activat atât de mult timp în politică, dar mă uit așa, nu sunteți oligarh, de ce? N-ați făcut față concurenței sau care? Nu, eu nu pot să dau prea multe detalii, dar vreau să vă spun că eu m-am bucurat de încrederea multor oameni, din România, din Franța, din Statele Unite, din Canada, din alte părți, care mi-au dat foarte mulți bani. Dar mai ales începând cu anul 90, când s-au deschis puțin granițele, banii ăștia au mers în politică, dar în politică merg foarte mulți bani. Asta înseamnă benzină, telefoane, închirierii mașini, că nu aveam mașini, ca acum fiecare om are mașina lui. Cheltuierile sunt mari în, în politică. Gazete, cum erau atunci, da <laughs> cotidian, săptămânal, după apărută, altă gazete. Deci, politica consumă foarte mulți bani și eu nu pot să mă plâng că eu sunt un om sărac, Doamne ferește, dar pentru mine, mai mult decât atât, eu am fost în situații foarte dificile și mai înainte și mai câțiva ani în urmă, dar m-am descurcat, Dumnezeu rânduit, eu sunt un om credincios și m-a ajutat Dumnezeu. Și după aceea, niciodată n-am renunțat, și niciodată n-am simțit. Ca am ajuns în fundătură. Gata. Ridici mâinile în sus, gata, mă alcoolizez sau îmi pun ștreangul în gât. Nu. Nu vreau să dau satisfacție dușmanilor și întotdeauna am căutat să mă reinventez, dar cum să zic eu, uh, unul dintre motivele pentru care și foarte, Dumnezeu și-a sunt foarte bucuros că nu mai fac politică activă, uh, primatul banilor în Republica Moldova a devenit o realitate Uh, începând cu anii 2007, 8, 9, cam pe atunci. De ce, dacă tot ne-am referit la perioada aia, de ce cu scăzut atât de mult nivelul discursului politic în general? Mm. Și nivelul discursurilor? Știți cum? Pentru că atunci când a început viața politică de Moldova, propriu zis, odată cu perestroica și după aia independența, la alegeri participau oameni care aveau o anumită viziune asupra lumii, ideologie, putem să-i spunem, da? Iată, din perspectiva asta, noi am avut aici o ședință cândva cu multă presă, mai ales presa de presa de limbă rusă, și întreba Domnul Roșca, iată, în sală este Mihail Sidorov, care era atunci în Interfront. Uhum. Zice, dar cine a avut dreptate atunci? Frontul popular sau Interfrontul? Că vă confruntați. Și eu am spus, fiecare, ucaz-o vă las să facă fiecare avea propria sa viziune pentru asupra vieții. Unii vreau, sau asupra societății, unii vreau păstrarea unii Sovietice, alții, ca noi, vroiau destrămarea Uniunii Sovietice. Dar nimeni dintre noi din generația aceea n-a intrat în politică ca să facă bani. Poate că erau naivi idealurile noastre, poate că convingerile noastre erau naive, dar noi am venit, chestia asta a venit din indemnul inimii, da? Pur și simplu, așa vedeam noi lumea atunci. Ei, după aceea au trecut câteva legislaturi sau câțiva ani și au apărut șmecherii. Deja cu ăștia nu poți concura. Ce, cum să concurezi cu Diacov? Pentru că Diacov atunci când respiră, la fiecare respirație îi spune câte o minciună. N-ai cum să concurezi cu Dumitru, nu? Păi e simpatic altfel, da? Care valori, care idealuri? Apropo, de... mai discutați cu dumneavoastră? Dar nu, nu, nu ne întâlnim? Nu știu, la telefon. Nu, deloc, nu? deloc. Deloc, nu. De ce are nevoie Occidentul de Republica Moldova în general? Mai întâi trebuie să definim ce înseamnă Occidentul. Occidentul este sub controlul unor forțe infernale, ca să începem dintr-o dată de la cea mai importantă latură a realităților geopolitice. Din perspectivă religioasă, Occidentul colectiv este condus de oameni posedați la propriu, care au făcut pact cu diavolul. Și aceștia sunt bancherii ocultiști da? sau mafia cazară. Mafia cazară care controlează prin lojile masonice și prin tot felul de cluburi tot ce înseamnă establishment politică în țările occidentale. Europa Occidentală și Statele Unite, Canada, Five Eyes, cei de cinci țări, anglofone și așa mai departe. Trebuie să înțelegem, deci când vorbim de Occident, țările occidentale au fost primele care au fost îngenunchiate. Și acum politicienii și diplomații acestor țări contribuie la îngenunchere restului lumii. Tocmai de aceea războaie ca cel din Ucraina, de pildă, sau divizarea ca în societatea Republicii în Republica Moldova, jumătate țin cu rușii, jumătate țin cu occidentale, ele sunt stimulate, alimentate, zgândărite, dacă doriți, de către strategii occidentale, pentru a nu ne da voie să ne să renunțăm la conflictele între noi și să ne uităm așa, spre vârful piramidei. Bă, dar cine ne conduce acolo sus? Ce fac ăștia? Ce vor să obțină? De ce vor să elimine banii cash? De ce vor să ne injecteze forțat? De ce le mint că se schimbă clima din cauza faptului că noi respirăm sau vacile trag pârțuri? De ce vor să ne pună să mâncăm insecte? Și tot așa așa. Dar nu e o țintă mult mai mai ușoară pentru ei decât altele? Uh, în fond nu este nicio țară care rezistă. Moldova da, este țintă bineînțeles, dar cine înțelege? Eu îți dau un exemplu simplu. Uh, Igor Dodon și Maia Sandu, care se consideră oponenți, urmează aceeași agenda. Ei nici nu știu că urmează aceeași agendă, pentru că sunt mediocri. Deci dacă tu spui, îl, întrebi, scos la tablă, bă, deșteptule, ea caracterizează că tu ești mare economist, ai la altă e mare economist, nu știu ce, finanțist, ce înseamnă banca reglementelor internaționale de la Bazel, Ce înseamnă Bank of International Settlements? Repede, la tablă. De ce această instituție îi coordonează Banca Rusiei, Banca României, Banca Moldovei, Banca Chinei, nu? Banca Australiei? Cine controlează această instituție? Clanul Rothschild. Deci nu trebuie să ai multă minte. Ai deschis internetul sau ai pus mâna pe carte și ai găsit treaba asta. Spui acum, iată, Dodon e globalist. Nu, 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 pot el spui. nu știe. Păi eu la asta mă refer. Cum, el cum are știe. loc? Tot ei chestii. sunt idioți utili, cum spunea Lenin. Uh -huh. Idioți utili, ei sunt instrumente. De Deci ei sunt totalmente acefali. Marea problemă asta nu înseamnă că cineva l-a pus să semneze un document, oi să servești Ce? mie, nu, deloc există o narațiune dominantă, există un discurs dominant există o manieră de control asupra mentalului colectiv sau inginerie socială dacă doriți care fasonează și refasonează felul de a vedea lumea a tuturor membrilor societății care privesc televizorul. Sau care sunt mediocri, și majoritatea sunt mediocri. Și atunci, de pildă, cum să-i explici unui moldovean, eu făceam un material special despre asta, că nu trebuie să te uiți de jos în sus spre ONU sau spre Organizația Mondială a Sănătății sau spre Organizația Mondială a Comerțului. Ei nu sunt conducătorii noștri. Eu am fost de patru ori deputat, vă spun, noi eram atât de naivi încât cel mai simplu de votat era convențiile internaționale. Deja când toată lumea vroia să mănânce, era deja către pauză spre masă, stați o leacă, stimați deputați, stați un pic, au mai rămas de votat niște convenții internaționale. A, foarte bine. Se supune votului Convenția cu tare OSCE, Convenția cu tare ONU, Convenția cu tare Organizația Mondială a Sănătății. A, gata, bă, hai băieți repede la masă. Și nu a intrat nimeni în esență? Nu, de ce? Pentru că noi am fost educați că din exterior, din aceste instituții, vin numai lucruri bune. Cum dacă ia sănătății, înseamnă dacă ia comerțul, cum adică toate țările sunt în organizația comerțului, cum nu fiu și eu. Și eu sunt cu lumea. Și atunci este un soi de snobism la scară internațională. Și oamenii nu-și pun întrebări. Iată, de pildă, dacă. Și noi nu zi. avem capacitatea asta să ne punem întrebări, dar, băi, Dar oamenii nu-și pun întrebări. Iată, Găsește-mi un jurist care își pune întrebări de genul ăsta. De ce Constituția arată așa și nu altfel? De ce noi copiem codul civil de la nu știu care, de obicei de, de la olandezi? olandezii de pildă se ocupă de, de, de școlirea procurorilor, judecătorilor în Republica Moldova. De ce medicii, înainte de a scrie o rețetă, deschid internetul și se uită la protocol, protocolul de la Organizației Mondială a Sănătății? În, în, în ultimii ani, a început să se că mai mulți. Noi, moldovenii și românii, suntem cei mai deștepți. Mă refer acum la politonim, atenție la româniștii excesivi. Când spunem moldovenii, suntem cetățenii Republicii Moldova. Da? Unii dintre noi sunt și români, sau o largă majoritate. Nu no, o să vedem la recensământ acum. <laughs> nu. Asta e ca și cum dacă domnule, eu sunt cosmonaut. Păi stai puțin, Dumnezeu trebuie să te adresezi la doctor. Ce fel de cosmonaut ești, Dumnezeu? Ești pur și simplu plugar sau eu știu notar. Da, dar eu mă simt. La noi există și si iluzia asta, dar moldovenești zic asta, eu mă simt moldoven. Eu mă simt de, de, de pildă Ștefan cel Mare. E dacă nu greșesc, asta așa... Trebuie să te la psihiatru, pentru că uh, naționalitatea nu este un act de voință, naționalitatea este un dat genetic. Te-ai născut, asta nu e bine sau rău, asta e așa. Cu a doua naționalitate. În nu, asta e deja naționalitate în sensul englezesc și franțuzesc. Nu, etnie, 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 etnie stop. În, uh Poate fi și așa ceva. Dar, dacă formulăm asta, este și -a prima but... etnie și a doua etnie. Ei, da. Dacă vrei, da. Nu știam. Am văzut formularele nu de mult la. Nu, asta înseamnă că se merge în continuare spre destructurarea identităților colective ale omului, renunțarea la tot, la religie, la națiune, la limbă, la apartenența sexuală și tot așa, da? Deci tu, în general, nu ești nimeni fără aceste. Tu nici nu ești persoană umană fără aceste elemente identitare. Cât, cât o să mai reziste Republica Moldova în general? Cât o să mai existe ea? Eu am, am o supoziție și vreau să vă spun și dumneavoastră. Soarta Republicii Moldova se hotărăște acum pe frontul ucrainean. Dacă marii jucători internaționali o să reușească să îi determine pe ruși să accepte uh, o pace și revendicări teritoriale parțiale, atunci Republica Moldova s-ar putea să aibă viitor. Dacă rușii se vor rupe mai aproape de Odessa, atunci s-ar putea ca dimineața să ne trezim cu Republica Moldova partea României. Că de această dată nu va fi unirea cum o citim noi în manuale sau în filme. Voința okay, populară da. și nu știu ce, este vorba despre absorpția. Dar ultima, ultima unire a fost tot cu voința populară. Dar adică el nu se face unirea cu voință populară. Dar unde a fost? În Italia? Unde a fost? În Rusia? Unde a fost? În Germania? Orice țară se creează cu spada. Ribeata. Țara nu se creează dacă prin referendum. Nu. Un păi un dacă să-i explic lui Igor, lui prietenul meu, Victor Stepaniu, care mă bag foarte bine. Când Victor începe să spune, da, dar au intrat întâi generalul francez cu tare și pe urmă a venit armata română și au încercuit sfatul țării și ei s-au spăriat și au votat. Zic, Victor, dar care țară a fost făcută prin referendum? Dacă rușii se, se, se apropie de Odessa, românii vor fi la Nistru. Ne, ne salvează cum ar veni. Sau... Da, și... Sau și, salvează și ucrainenii, da, ucrainenii împreună cu armata română, probabil că o să pună capăt regimului separatist de la Tiraspol. Singurul plus, ca să spun așa. Dacă are scenariul care ar conveni după dumneavoastră după opinia noastră moldovenilor, care ar fi scenariu bun pentru noi. Revolta națiunilor. Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că băieții din Texas sau din California o să pună mâna pe arme și o să pornească împotriva Washingtonului. Eu vorbesc la modul cel mai serios. Sau okay. din Franța cu vestele galbene care tot au făcut demonstrații și au mâncat bătaie de la polițiști, da? se vor răscula, sau italienii se vor răscula, sau rușii se vor răscula. Noi trebuie să înțelegem că noi am ajuns pe un punct, la un punct critic, iată, Înregistrarea asta o să păstreze și eu mi-am absorbit toată răspunderea. Civilizația umană urmează să dispară în următorii câțiva ani, până în 2030, în forma în care am cunoscut-o noi de-a lungul istoriei. Și acesta este cel mai important lucru care scapă moldovenilor în ansamblu, ca să spun așa, sau dezbaterii publice, pentru că sunt foarte mulți moldoveni care citesc aceleași cărți pe care le citesc și eu și urmăresc aceleași surse. Noi asistăm acum, și asta depinde de noi în mare măsură, la sfârșitul lumii sau la sfârșitul acestei lumi? Adică la sfârșitul lumii în general? Apocalipsa și a doua venire, sau la sfârșitul unui ciclu istoric care va dărâma a, acest regim și care va începe de la zero, prin apelul la tradiție și la perioada a, medievală. Adică tot ce înseamnă industrialism, capitalism, civilizația banilor, urbanizare, concentrarea populației și tot ce înseamnă. A, impunerea tehnocratică a noi tiranii care acum se realizează prin intermediul IT, trebuie dărâmat și asta e șansa de supraviețuire a oamenilor. O întrebare pe care vreau să vă, să vă pun, mai ales că ați ocupat la un moment dat funcție de prim vicepremier pe probleme de securitate, dacă nu greșesc. Vicepreministru. Nu era prim, nu, Nu, prim nu. Cred că era Igor Dodon, era vice. Prim vice, poate. Vicepremier, nu. Ei, Vice eram toți la, la fel. S-a întâmplat după 7 aprilie. Da, bineînțeles. Asta a fost în luna septembrie 2009. Da. Dacă eram eu în poziția ce poate nu s-a întâmplat 7 aprilie. Apropo, de ce s-a întâmplat 7 aprilie și ce a fost atunci? Am făcut un material scurt în ziua de 7 aprilie sau 8 anul acesta și am zis reducând la maximum orice molos de informații, detalii și nu știu ce, Voronin a fost executat în mod exemplar de către rușii occidentale. Rușii l-au executat pentru, pentru, faptul că a respins planul Cozac, rușii pentru Cozac, iar occidentalii pentru că Voronin nu prea vroia să coopereze cu Fondul Monetar și Banca Mondială. Deci el a înțeles că îndatorirea statului presupune subordonarea față de cei care ți-au împrumutat. Și el nu avea nevoie din împrumuturi pentru că erau în stare să aibă o disciplină fiscală normală și să acumulări la buget pentru onorarea plăților de bază. Și asta a fost marea lui greșeală. Și eu am făcut trimiterea în materialul ăla. Lăsând la o parte, lumea ce este din presa dominantă, comentează că, uite, Vorodin a spus, așa ceva stângaci a făcut o glumă reușită sau nereușită. Bă, ăsta au fost singurul președinte suveranist. Singurul președinte care știa cum să administreze țara. Eu am fost la el în birou, nu o singură dată, spunea domnul Roșca. Știți ce e mai, cel mai greu lucru pentru mine? I câtă să vin la ora 7 dimineața aici, să citesc rapoartele Băncii Naționale, rapoartele Ministerului Finanțelor, proiectele de legi. Omul stătea personal și le citea, de nu-i scăpa nimic. Și toată chestia asta a fost exact ca și în cazul lui Ceaușescu, numai că lui Voronin a avut un noroc mai mare. În <laughs> momentul în care el, ei au înțeles că asta nu pune botul la tot ce vine dinspre Occident și în același timp nici cu rușii nu prea se teme el de ei, nu? Atunci a fost o mică înțelegere între ruși și occidentari și l-au dobărât pe, pe, Voronin cu mâinile, așa zis, și lor revoluționare. Cred că s-au utilizat și anumite tehnici de control mental care folosesc undele electromagnetice, pentru că starea de psihoză care a fost printre tineri nu este caracteristică unui moldovean normal. Deci nu poți tu să provoci o asemenea violență ca să bată 20 de oameni în un, pompier, de pildă, care a venit să, schimbe, să stingă incendiu. Ați văzut ce violență neferească pentru noi. Eu totdeauna mă lăudam în toată lumea Că moldovenii sunt oameni extrem de toleranți, la noi, când era cu limba și alfabet, nimeni nu se bătea în Chișinău pe chestia asta. Erau chestii de altercații, dar să bage cuțitul în cineva, să nu exista chestia asta, noi suntem totuși altfel. Și rușii, și ucrainienii, și moldovenii, toți de aici suntem altfel. Și iată a fost posibil. Deci, l-au debarcat și unii și alții. Și el a făcut foarte bine ca a dimensionat, pentru că altfel cred că îl ucideau. Ok, de ce, de ce n-au fost publicate, s-au dus până la capăt comisiile cele de închetă și rapoartele? Pentru, pentru că, că nimeni n-a avut interesul. Mari jucători care influențează actul decizional în Republica Moldova, deci occidentali și rușii, au vrut să mușamalizeze treaba asta. Dar Polițienii moldoveni rezolvă ceva în Republica Moldova? De ce ceva în general? Sau să se înabuțească de pildă sau cum să-și trădeze șeful de partid da? și devii Igor Dodon sau nu mai știu cine acolo. Da? <laughs> da? Cineva te face gospodar, cum a făcut-o filat pe fata asta, care nu știm dacă e fată sau băiat, președinte, da? Și acum a filat să scarpele la ceafă. Bă, dar de unde? Ce am fost proști și am ascultat americanii și am luat în brațe. Dar fata asta, asta. cu e? Soros, mafia evreilor din America. Și cât e de infiltrată această mafie în Moldova? Total, dacă e reușit să crească o generație de ong care controlează totul, de la securitate până la Procuratura de Corupție de la Guvern până la... Uitați-vă la biografia lui Recean. Eu m-am uitat o singură dată pe internet și mi-am pus mâinile în cap. Băiatul ăsta este finanțat de ei de mulți ani de zile. A lucrat nu știu în ce universitate care nu există în Chișinău, nu știu, universitatea americană, nu știu unde. Deci băiatul ăsta a stat la banul americanului de mulți ani de zile. Și arată așa ca un bodyguard, nu? Deci ăștia sunt mercenari la propriu. La propriu. Deci dacă ar veni, eu am scris despre asta câteva texte, dacă ar veni un moment de schimbare radicală în Republica Moldova, ar trebui făcut o nouă ilustrație. O nouă ilustrație ar presupune orice uh, politi politician și partid politic care a fost finanțat din exterior, trebuie scos în afara jocului până la sfârșitul vieții. Orice jurnalist sau instituție media care a fost finanțată din exterior, trebuie scos din dreptul de a practica această meserie și ținut la evidență, la securitate și la miliție. De ce? Pentru că voi sunteți potențial dușmani ai independenței Republicii Moldova, fiind potențiali agenți de influență străini. Păi este bună legea asta la ruș. Bine, e copiată după legea americană. Da. E agentă. foarte bună, străini. De deja cum o aplică, nu știu. Iată acum la Georgien se ceartă foarte tare pe legea asta. Cum vrei, dumneata, ca în condițiile astea, un partid politic să poată veni la guvernare și mai ales să mențină puterea. Păi mâine ia, 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 Natașa Natasha Morari. O altă Natașa Morari și toți ăștia care au făcut 7 aprilie, nu? Pentru că ei sunt plătiți de asta. Uitați-vă toți ăștia care prima, cum spunea cineva, mă întâlnesc în o stradă cu nu știu cine de băieți, spune. Bă, eu nu mai pot suporta chestia asta cu prima inscripție în carnetul de muncă, ministrul justiției sau... Deci prima inscripție, omul are 30 de ani și nu a lucrat nicăieri. El Primesc ministru, deputat, nu știu de acolo, băi, stai o leagă. fata asta de la de la Procuratura Anticorupție. Dar îți mai spun și altceva, ne merităm soartă. Îmi dai voie să fac o mică divagație? De -a -a. Am spus că băieții de la Ministerul de Interne, bă, sunt câteva mii sau poate zeci de mii. Bă, vă nu vă rușine că vă condus o, o, o toantă, să zice că îi bancă și nu știu ce și nu numai. O proastă care n-are nimic, o lucrată în în, în, într-un ONG de reciclat curve. Da? La strada se numește, așa e. ONG de reciclat curve, pe bani occidentali. Cred că își cunoaște domeniul. Și când au o pus -o ăștia aici, bă, dar unde au fost ofițerii să vină să se ridice la sal? Eu sal mai avem Să se ridice în două picioare, spune, domnule, demnitatea mea de ofițer nu-mi permite să accept un asemenea ministru. Voi sunteți la guvernare, puneți, domnule, un om serios, un bărbat care pricepe domeniul. Poate să fie și civil, dar să aibă un om cât de cât idei despre felul cum funcționează puterea în stat, ce înseamnă o instituție de forță și așa mai departe. Ăștia de la procurator Anticorupție. eu înțeleg că băieții sunt, procurorii sunt așa, băieți interesanți. Vine o fată care nici românește nu știe prea bine, care pițigăiește ceva pe la televiziune, care face selfie, nu niște știu. Niște aberații totale, păi, apropo. Păi de ce fac flăcăi Bă, băieți, vă meritați soartă. Și fiecare dintre cei care lucrează în diverse sectoare foarte sensibile, securiști de ce tac? Vine copilul ăsta care zice, eu am cetățenie română, dar ce care e problema? Bă, tâmpitule, tu nu poți fi un, un demnitar, dar apropo, nu poate avea... cu act în regulă. Da. Nu poate avea o dublă loialitate. Iată, despre asta scrie Huntington. Și eu încercat să-i lui Voronin, dar deja trenul tre plecase. Un cetățean al Republicii Moldova, dacă e cetățean de rând, poate să aibă și 20 de, cetățeni cetățenii, treaba lui. El, îmblă, se lucrează în Rusia, în Italia, treaba lui. În momentul în care tu ești demnitar, tu trebuie să ai o singură loialitate față de un singur stat. Eu dacă am depus jurământul în fața statului meu când a devenit ministru sau membru al guvernului sau șef de securitate sau judecător, eu pot fi concomitent cetățean al Rusiei, al Israelului, al României. Nu. Asta nu anulează de pildă, pentru un rus din Republica Moldova, atașamentul lui față de literatura rusă, față de istorie rusă, dar loialitatea lui față de singură țară, nu față de două țări. Domnul Rușca, de, de ce suntem uh, fricoși? De ce noi nu, nu, nu s-au sculat într-adevăr? Pentru că sunt Mi... căcioși. De ce? Ăsta e cuvântul potrivit. A, asta e undeva în codul nostru genetic, nu. undeva în... S-a ticăloșit lumea. Iată, îți dau un exemplu. Când noi am început atunci pe vremea perestroica, mișcarea împotriva comuniștilor și ușor, noi eram foarte puțini. De pildă la noi, la congres, primul congres, au încercat să, vină doi băieți, doi domni, tovarăși de la Comitetul Central și noi am fugărit. Au venit la mine în birou, la noi în birou aici, Se la Muzeul Generator. Ce, pe... ce v-ați adunat -vă aici? Noi avem congresul nostru la Frontul Popular. Dar nu, 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 vă dăm voie. Dar și nu voi. De la Comitetul de Central. Deci, afară că vă batem. Noi nu suntem membri de partid. <gătă -i> deci, noi nu eram membri de partid. A făcut șablonul. Și în momentul în care noi am început mișcarea asta, și domnule, nu pot să fii în partidul nostru, în Frontul Popular din Moldova, care era partid în stare incipientă, încă nu aveam înregistrare ca partid, și în Partidul Comunist. Alege, nu poți plăti cotizații și la un partid și la altul. În două luni trei nu merge. Și atunci bărbații adevărați au început să se ridice la adunările de partid spre domnule, eu am fost până acum în Partidul Comunist, îmi pare rău, eu renunț, poftim carnetul, cine vrea rămâne, eu mă retrag. Și asta era în perioada când omul își risca locul de muncă. Iar pe vremea sovieticilor toți lucram, trebuia să avem un loc de muncă, nu că acum poți să fii proprietar, nu știu ce, să pui pe altul să lucreze. da? Deci, asta se întâmpla 35 de ani în urmă, ceva de genul ăsta, 87, da, bărba, bărba. 8, 9, 90, deci oamenii își permiteau în instituții de învățământ, la întreprinderi industriale, nu știu, își permiteau să spună, domnule, eu nu vă spărați, eu acum am înțeles ce e cu comunismul, eu nu vreau, poftim carnetul. Cine spune acum așa? Unu. De ce? Pentru că a, civilizația banilor, para, sau o travă liberală, dacă doriți, a devirilizat, a demasculinizat societatea. Da? Eu în fiecare zi vedeți că mai fotografiez în tot felul ăștia. Tu când vezi pe stradă un bărbat cu Adidas roz, da? sau cu uh, în nas, da? sau cu cozorocul pus în spate, trebuie să domnule, gata, ăsta s-a demasculinizat definitiv. Asta nu seama că el e vinovat, de el nu se dă seama că el este produsul perfect al inginerilor sociale care l-au demasculinizat. L-au făcut nici, nici câne, nici ogar, nici, nici, nici băiat, nici fată. Deci, un bărbat, dacă poate trăi fără sentimentul onoarei, dar sentimentul onoarei înseamnă că el este mai de preț decât viața, atunci nu mai este bărbat. Știți cum spunea odată, mie îmi place foarte mult, e un gânditor absolut excepțional, Gheidar Gemal, un murit, este, era liderul comunității musulmane din Rusia. Un mare filozof, un autor extraordinar. Și are o grămadă de video. Și el spunea într-un interviu rusește, zice, știți de ce la noi, în, în, Orient și în Caucaz, bărbații sunt atât de reverențioși unul cu altul, atât de respectoși, atât de galanți unul cu altul, pentru că dacă tu, pentru că fiecare dintre noi are câte un chinjal, are câte cu un cuțit la brâu. Și dacă tu mai jignit, îi pomenești cu cuțitul în, în burtă. De ce? Pentru că ofensa adusă unui bărbat, se soldează cu un răspuns extrem de violent. Acum, tot el spunea: statul liberal a stors toată vlaga din bărbații societăților liberale. Statul și-a arogat dreptul exclusiv de a rezolva conflicte de acest gen. Și atunci. Cineva te-a scuipat, o spune, mă duc să mă plâng la miliție. Sau cum se întâmplă în Germania sau acum în Europa Occidentală. Vin arabii și violează pe nevastă și el n ai să o atingă. Sunt la poliție. Și poliția nu vine, mai vine altă arabă, îi regulează femeie, altă arabă. Și domnule, n-am voie să intervin pentru că dreptul meu e până aici. El violează, eu mă plâng la poliție. Deci el nici n are instinctul apărării aproape lui, înțelegi? Deci noi ajungem în același hal. Când ne spuneau prietenii mei din America, bă, voi vă desincronizați că am cu două decenii în raport cu noi. Peste două decenii și la voi va fi terminat tot. Acum ne uităm la generația care vine, mergi pe stradă, te fiori. Despre ce vorbim noi? Copiii ăștia au vreo identitate? El nu are nici identitate, nici românească, nici moldovenească, nici rusească, nici ucrainească. El este glată, el este cetățeanul satului global. El este cu telefonul în mână, unisex, da? Fetele, uitați-vă la fete, dacă vezi Mergi toată ziua prin ținul. vezi pe una în fustă, îți faci semnul crucii de bucurie. Slavă Domnul, măcar femeie. Toate sunt în pantaloni. Toate sunt în, în Adidas, și de ăștia, cei mai brutali posibil, da? Cum să explici unei femei că nu este bine să umble în pantaloni? Să uită la tine ca și... Bă, dar adolescentele de, de 13-14 ani, cu unghii vopsite așa? De ce? Pentru că deja și mamele și bunicile sunt idiotizate ca și copiii ăștia. Nu mai are cine să-i învețe. Tradiția a fost facturată fracturată și educatorul a devenit televizorul și internetul, s-a terminat. Deci principala sarcină a mondialiștilor sau a globaliștilor era fracturarea relației dintre generații. Eu de multe ori spun la, femeile, fetele din, rudele mele, din cunoștințele mele, când îmi pot permite. Deci imaginează-ți-o pe maică-ta ieșind din o gradă, da? ta de la țară sau bunica, în pantalonii de aște sport strâns pe fund. Deci imaginează-ți asta. No, Iese bunic, ta cu tocul înalt. Și da, bunelul, da, ierat de voi. Da. Nu iese nici azi, așa e? Dar ai văzut pădat, pe dată că e să să iasă neîmbrubădită pe cap? Cine te mai înțelege? Da? Te duci la biserică, iată cum a spus prietenul nostru, Renato, se duce capra asta de la președinție, intră în biserică, în mănăstiri cu capul descoperit. Dar unii e preoțimea, trebuia să fugurească cu picioarele în fund biserică. Pe am impresia că și din preoțime s-a stors vlaga. asta e și toată chestia. E preoțimea a preluat sindromul sergianismului. Eu am spus public despre chestia asta și mă bucur că uh, ierarhii pe care cel puțin eu mi s-a transmis nu s-au supărat. Zic, nu vă supărați. Voi sunteți prea subordonați statului. Patriarhul Tihon a pătimit și a murit cu moarte de martir și a venit uh, metropolitul Sergie care a spus, domnule, bolșevicii sunt cei mai buni. Dacă oamenii erau împușcați cu miile în fiecare zi, cu zecile de mii și cu milioanele. Și din, din perioada anilor 30, sub comunism, s-a menținut această modă în toate țările comuniste din Europa și iată, în perioada postcomunistă, subordonarea și aici, și în Rusia, și în România, ca să vorbim de spațiul nostru, biserica este subordonată statului. Este Ministerul Propagandei, da? La Moscova, patriarhul e lângă, lângă Putin mereu, da? practic amplifică mesajul lui Putin. La București, este în halat alb, cum o cheamă? Daniel. Da, Daniel, care și asta, când am văzut cu mască la, la, Parlament, mi s-a făcut greață de, de el. Cum cu toate refiile masonice și asta. Și asta deține pantalonii, luciucă, bucălă, tot neamul ăsta. Bă, stați, dar unii biserică ortodoxă. Ortodoxie există, dar ierarhia s-a cam avem un exercițiu în față, alegerilor prezidențiale. Haideți să-i aterizăm, vorba rusului, o calchiez, să-i pe moldoveni. Și, adică misiunea asta dumneavoastră vă, vă revine. Dar cât de mult contează cine va fi următorul președinte? Maia Sandu sau Igor Dodon sau Renato Usatăi? Contează sau nu contează? Uh pentru a nu deziluziona oamenii și a nu, uh, oamenii s-au obișnuit, cred că dacă ei merg la vot, votul tău contează, nu mai contează deloc. <coughs> Dar acum pentru a-i testa, noi putem să le facem uh, potențialelor legători câteva întrebări de baraj pe care ei să le adreseze celor pe care îi simpatizează. Vrei cu Maia Sandu? Poftim pe Vrei cu Renato? Poftim pe Vrei cu ăsta, cum îl cheamă, pe fugarul ăsta în Israel? Șor? Și cu fata din Găgăuzie. Toate opțiune. da. Adică cu cine vrei, cu Chabad Ljubavici sau cu alte ramuri a iudaismului internațional. Aici deja trebuie fiecare să opteze. Și noi spunem, bă frate, stai eu leacă. Noi punem întrebări. 1, 2, 3, 4. Ești gata să renunți la angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, care afectează interesul nostru național. Primul principiu, eu l-aș pune ca să nu sperii lumea tare, liberul schimb. Cine vorbește, Eu auzit pe unul să vorbească despre liberul schimb? Cum vrei tu să pretinzi că o să vii la guvernare și amăgești oamenii că uh, voi face regulă și nimeni nu o să mai fure și țara o să fie prosperă? Nu. Corupția nu influențează asupra nivelul de dezvoltare sau subdezvoltarea economiei. Nivelul de subdezvoltare a economiei noastre vine din cauza impunerii liberei circulației a mărfurilor, serviciilor, capitalelor și persoanelor. Scurt. Dacă tu înțelegi treaba, să-ți spui, băi, Renato, iată, Renato cred că e cel mai deschis pentru chestia asta, putem să scriem lui, să-i să pasăm lui mingea, că ăsta e mai, așa cum e el mai grosier în exprimări, măcar e sincer în ce face, știi. Renato, ține de aici câteva sugestii pentru trebuie să ieșim din Organizația Mondială a Comerțului. Și cum e NATO mai bespridel și poate ieși. Înțelegi cum? Și dar și nu trebuie tâmpiți ăștia. Lămurește-mă și poți să lămurești omul. Că e foarte simplu, este o chestie de bun simț. Bă, stai o că noi suntem acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Stai ulea, când era Voronin, da, exista o cooperare cu Uniunea Europeană, dar era acordul de comerț asimetric. Deci Republica Moldova avea anumite pârghii vamale de de limitarea accesului mărfurilor din, din Uniunea Europeană. Acum o să termina balul. Uh, alt exemplu. Turcia, China. Poți să concurezi tu cu mărfurile din țara aceasta? Nu. Absolut. Săracii bă, fermieri ies în centru. Protestează. Eu îi înțeleg. Dar băieții trebuie să-și dea seama că treaba asta trebuie obținută prin determinarea guvernanților să denunțe acordurile internaționale care impun liberul schimb. Suveranitatea economică prima dată. Umblat la statutul băncii uh, naționale. Banca națională să nu mai fie subordonată băncii reglementelor păi, internaționale. păi da, păi de asta și zic. Asta iarăși trebuie impus. Restul e fleac. Cum spunea Rothschild, unul din fondatorii clanului. Dați-mi control asupra uh, monedii naționale și mine nu mă interesează cine guvernează țara asta. Deci dacă tu nu ai suveranitate monetară, privet. Dacă ei îți stabilesc în politica economică deficitul bugetar, politica monetară, rata de schimb, politica vamală, și contează și în Parlament. Totul la Moldovanul o să aibă salarii de 10 ori mai mici decât cele din alte părți și o să vrei să fugă de aici. La revedere! Atunci, care o fi satisfacția să-l închidă din 8 filat sau să-l pună pe asta la pușcărie, dacă o bagă pe Maia Sandu sau pe nu știu care la pușcărie, treaba asta nu schimbă nivelul de trai a omului de rând, dacă vorbim despre parametrii economici. Acum, Interzicerea ONG-urilor finanțate de psihotare. Da. Numai că asta înseamnă, dintr-o cum să spun eu, iată eu cred de ce mă gândeam la... Renato nu-l cunosc foarte bine, dar asta e impresia care am eu așa, pur și simplu nu văd altul mai valabil. Și băi, trebuie să îmbaraci ca mașa morții, morții, da? Tu te-ai băgat în politică, tu îi servești pe ceilalți, trebuie să știi că ești persoana țintă. Vor veni să-ți ia gâtul. Dacă nu, nu te băga, n-are rost să faci scamatorii și scandal, da? Deci, Republica Moldova niciodată nu va accepta banii digitale în versiunea CBDC. Niciodată. Republica Moldova va tipări moneda și va avea uh, activitate economică bazată pe moneda națională. Asta e fundamental. Moneda națională și politica economică protecționistă. Restul. După aceea, stați o leacă, dar cine ne-a întrebat pe noi să ne impună o nouă agenda 2030? Cineva va citi cele 17 obiective? Cred că niciunul dintre ele adepți dintre candidați sau dintre politicieni. Bă, 17 obiective, citește-le, ele de pe, de pe PNUD Moldova, Ion de pe Moldova, și citește ce înseamnă. Ce mă interesează pe mine, unul este ministru, altul este dacă noi lucrurile de bază nu le rezolvăm. Cine va interzice în Republica Moldova avorturile? Poftim! Iese cățelile astea în halate albe din când în când și fac tot felul de conferințe și eu url în video cât pot. Bă, cine sunt astea care învață femeile să facă avorturi, prun cidere. Și de ce statul în Republica Moldova, ca și în România, ca și în Rusia de altfel, și în Europeană, da? Asistă financiar avorturile. Stați-o lea, că de cine ne întreba pe noi? Vă dau un exemplu așa mai, mai vulgar, dacă vreți. Lumea nici n-a observat cum se produce politica de uh, reducere a populației. În fiecare magazin de produse alimentare poți cumpăra prezervative. Intră copiii de 2-3 ani, cer bomboane acolo la măsa și la nu știu ce la tață, gume de mișcare, și alături stau toate culorile posibile cu prezervative. Domnule, noi nici nu dăm seama, ne dăm seama cât de puternic a degradat societatea asta. Și măsurile astea trebuie luate fără a întreba tu prin referendum. Vrea nei ca cutare care e cu cercel în nas și care știu cine este el? Nu mă interesează opinia lui. Pe mine mă interesează Sănătatea națiunii și trebuie interzise avorturile, trebuie limitate contraceptivele, trebuie uh, stimulată uh, natalitatea prin toate mijloacele. Dar natalitatea se stimulează în primul rând prin credință, nu prin instrumente economice. Deci, spune-i cuiva dintre candidați, religie în școală, că da, și e plec prostii, gata, s-a terminat. Despre ce vorbim? Ei satei cu toții. Că umblă Dodon, se fotografiază cu metropolitul, Dodonul plecat și vine cățeaua asta, se fotografiază cu metropolitul. E tot aia. Nu, 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 religia în școală, de la grădiniță. Înger, îngerașul meu, frumușel, icoana frumoasă în, în grădiniță pus. Nu? Și atunci oamenii o să nu o să Am întâlnit cu Victor Stepaniuc și cu Dumitru Pulber, întâmplător în centru. salut, salut, ne-am văzut de ani de zile. Am lucrat împreună, mă rog, în diverse garnituri. Și Victor vede un cârt de fete, spune, domnișoară, Faci să ne un cadru, că ne-am văzut de ani de zile împreună, aici la centru, la Havuz. Se apropie o fată cu niște gheare, așa, de vreo 13-14 ani și... Și eu zic, dar dumneavoastră aveți niște gheare că e cam periculos așa să se apropie vreun băiat de dumneavoastră. Și se pare dar știți cine este? Uite, este domnul Roșca cu tare și tare. Ai, nu știa, zic, nici bun el să nu știe deja de când eu nu mai în politică. Zice, apropo, domnilor, trebuie să știți, eu sunt foarte populară pe TikTok. Generația TikTok. Vreau să de domnișoara, dar ai auzit de pildă de, de, despre pastelurile lui Alexandrie? dar ai citit cumva scrisorile lui Eminescu către Veronica Micle. Eu aș vrea să văd în tinerii de azi o minimă vibrație culturală, înțelegi? Pentru că dacă nu există nici aplicare spre cult, adică spre religie și nici aplicare spre cultură, noi creștem o generație de lumpeni, de de deșeuri umane. Oamenii care nu respiră moralitate, religie, cultură, valori superioare, sunt cei care vor fi lichidați în următorii ani. Ei nu mai... Știți care e mare chestie? Uite, ultima mea carte se numește Căderea din, din capitalism în tehnocrație. M-am obătut puțin de la candidați. Ideea următoare în câțiva ani, circa 80% plus minus dintre ocupațiile pe care le practic oamenii devin inutile. Ce ai făcut? Ce ai făcut tu când n-ai să ai loc de muncă? Păi el trebuie să te lichidezi, frate. Cel care te-a folosit în calitate de sclav te va menține acasă cu, așa cum spunea Zbigniew Ești Zezis, de Entertainment, adică entertainment, joacă în jocuri electronice, da? consumă droguri, și comandă pizza la scară. Pentru că ai venit mediu universal, revin la chestia asta. Deci, iată subiectele cheie. Noi am putea continua, dar principalul este candidații și partidele care se avântă în alegeri trebuie scoși din zona lor de confort. Trebuie scoși din cele place lor. Ăștia au critică pe Maia, Maia îi critică pe ăștia căscurușii. S-a terminat discursul. Ne, rebeata, Hai să ne ridicăm puțin din, de, deasupra acestor interpretări provinciale ale realităților și să vedem care sunt principalele riscuri pentru Republica Moldova. Dar este gata societatea să pună asemenea întrebări? Pe nu mă interesează societatea în ansamblu. Eu vorbesc despre oamenii care gândesc. Trebuie să găsesc măcar 10 care spun întrebările astea. Și pe urmă o să vadă că ăștia spun bă, nu știu să răspundă nimic, poate o să fai un, un rost. Societatea pe ansamblu nu există. Vedeți cum e? Noi avem iluzia că oamenii sunt la fel. Oamenii sunt diferiți. Majoritatea sunt proști. Absolut. Absolut. Da? Eu când văd o, o lumea se mai supără, iată, prietenul nostru Mihai sau alții reacționează, spune, ia uite ce scris ticălos o să ți pe tine, dar tu uite la el, acolo ai pus o fotografie unui babi să nu știu ce. Fiecare n are telefon mobil și, mobil și acces la internet și atunci tu i vorbești lui despre niște, niște lucruri care țin de, de, de o anvergură mondială, de fenomene care țin de starea lumii și el spune, băi, ticălos, te scuipă, dar ce știi tu? Păi, eu nu știu de pildă, nu sunt bun în alte domenii, nu sunt instalator bun sau nu știu ce, dar deci, uniformizarea care s-a produs sub comunism și continuă sub liberalism creează iluzie egalității, da? Uitați-vă principiul pe care se construiește orice succes al unei televiziuni. Cearta. Dezbaterea în contradictoriu. Toți au dreptate și nimeni nu are dreptate. Deci, opinia unui geniu, convențional vorbind, este egală cu opinia unui idiot. Ele sunt egale. Și ești cu voturile. Așa ești cu voturile, da? Și toți au dreptul la vot. Ia spune cu băbă, și trebuie să-i duci la vot. Cum adică e dreptul meu? O vreau pe Maia, Maia ne-o scos în lume. Apropo de asta, e nesă <laughs> jucare în bingă permanent. Dar unde eram până acum? De deci, ce? Aia... Sau dacă vreți, mai simplu. Asta e accesibil oricui. Neutralitate dar trebuie scoși la tablă și stângiștii proruși. Bă, neutralitate nu înseamnă să-l pupați în fund pe Putin. Când spui neutralitate, înseamnă și restabilirea unității teritoriale a Republicii Moldova. Domnul Putin, armata, o leacă, eu o acasă. Și rămâne prieteni. rezolvă mă, problema cu ucrainienii, cu Zelenski, da? Se bate mafia sionistă de la, de Kiev la cu mafia sionistă de la, la Moscova, mare scofală, știi, ca să moară cât mai mulți ruși ucraineni. Băieți, не наша война, vă vă noi noi lăsați în pace. Deci, Marea, sau aici putem să închidem, da, să încheiem dacă doriți. Trebuie căutat acel candidat, dacă tot vreți neapărat la vot, care nu este afiliat nici Rusiei, nici Occidentului, dar este loial numai Pământului ăsta. Asta nu înseamnă că el e în război cu Rusia sau cu Occidentul, dar el înțelege, trebuie să fie prieten și cu și cu dar asta e țara noastră. Așa cum suntem noi, diferiți cultural, lingvistic, ne-o înțelege noi, nu-i problemă. Toți suntem de aici, mâncăm o apă, pâine, o apă și sperăm același aer. Numai să încetăm cu această bătălie a două mari detașamente de mergenari. mercenari. Mercenarii rușilor și mercenarii occidentalilor. Bă, dar unde este politica autohtonă? Da? Nu era, îmi deja prietenii mei ruși din, din, presa de aici de la Chișinău. Iura, spune-i lui Dodon ăsta să nu mai alegeră la Moscova, ne face pe noi de râs. Și el unde lucrează? La Moscova sau la Chișinău? Și tot duce să-l pup în fund pe Putin ăsta. Deja e degradant. Nu că am fost la o zi de naștere la prietenul meu de la Moscova. Văd unde ești la Moscova. Deci provincialismul ăsta de slugoi, de lacheu, de, cum să spune, de om lipsit de orice demnitate. Ce fac și răpănoșii Repede la Bruselă, repede la București, repede la Washington. Bă, uite, eu sunt prieten cu, cu tare. Bă, dar voi aveți rădăcină în solul ăsta sau sunteți cu toții mercenari? Da? Sau nimeni nu-și poate imagina Republica Moldova altfel decât în simbioză parazitând alături de Rusia sau din European. Atunci nu este nevoie de țara asta. Dacă nu există proiect național, de țara aceasta nu este nevoie. Eu vă mulțumesc foarte mult. Prieteni, dacă vreți să mai auziți discursuri de acest gen și idei, idei lansate de Oameni deștept, abonați-vă la canalul de Telegram a domnului Roșca. Mulțumesc! Noi ne revedem săptămâna viitoare. Sper că v-a plăcut prima ediție a interviurilor lui Călin. Mă iertați, poate am fost prea zgobotos.